După afișarea rezultatelor de la evaluarea națională, observatorul Prahovean a întocmit un top al celor mai bune școli în funcție de notele obținute de elevi. Pe primele locuri se mențin colegiile din Ploiești Mihai Viteazul, Caragiale, Cuza și Nichita Stănescu, dar și colegiul Nicolae Grigorescu din Câmpina. Șoferii care refuză să fie testați cu etilotestul sau dragtestul, de frica unor rezultate fals pozitive, nu mai pot conduce. Ei sunt duși la cea mai apropiată unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice. Până la primirea rezultatelor, care pot dura până la șase luni, șoferilor le este retras permisul de conducere. Poliția recunoaște că până la 20% dintre rezultatele furnizate de aparatele drag test folosite de polițiști în trafic sunt fals pozitive. Antonio Gabriel Gomoi este unul dintre elevii din Prahova care au cele mai mari note la evaluarea națională. Performanța sa este lăudabilă pentru că Antonio nu a vorbit deloc până la patru ani din cauza unei dizabilități cu care copilul s-a născut. Cu toate acestea, Tony, de fel din gura vitioarei, a reușit să obțină media 9,30. Visul lui este să devină elev la Colegiul Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Citește cele mai importante știri pe www.observatorulph.ro